Caz revoltător în Alexandria, unde un muncitor indian a fost umilit de polițiștii locali. Bărbatul, venit la muncă în România cu forme legale, ajunsese să doarmă pe străzi. Carmen Gheorghe a urmărit subiectul și are mai multe informații. Bună ziua, Carmen! Cum s-a ajuns în această situație, totuși? Bun găsit, Marius. Să știi că situația este extrem de complicată. Bărbatul muncește de ceva timp la noi în țară, însă pentru el ultimele zile au fost un coșmar. Până acum o lună avea un loc de muncă stabil în Brașov, însă firma a făcut restructurări, iar el a fost dat afară. A ajuns pe străzi și dintr-o întâmplare a ajuns aici în Alexandria, însă nimeni nu știe cum s-a întâmplat acest lucru. A fost umilit de localnici care au încercat să-l jefuiască și într-un final au reușit chiar să-i fure puținii bani pe care îi avea. Așa cum spuneai tu, a fost umilit și de polițiștii care l-au văzut că doarme în parc, au vrut să-l trezească, nu au reușit, așa că au decis să îl lovească. Gândiți-vă că el a venit de la 6.000 de kilometri depărtare, a venit aici să muncească, să își întrețină familia, soția și cei doi copii, însă acum a ajuns doar un om al străzii. O femeie l-a găsit ieri în parc, a vrut să-l ajute, i s-a făcut milă de el, l-a dus la un hotel acolo unde l-a cazat, însă în toiul nopții a decis să fugă și dimineața a fost găsit tot pe străzi dormind. Am vorbit cu el mai devreme și cei drept pare extrem de speriat, îmi spunea însă că el nu vrea să plece acasă, vrea să rămână aici să muncească, pentru că acolo nu are cum să-și întrețină familia. Permisul de muncă pe care l-are la noi în țară expiră abia în luna august a acestui an, așa că mai are timp să-și găsească un loc de muncă. De altfel, sunt și multe firme care vor să-l angajeze, însă rămâne la decizia lui. Cert este că autoritățile încă n-au dat un răspuns, iar care va fi reacția lor, vă spun însă la Focus 18 atunci când revin cu mai multe detalii.